Un bărbat în vârstă de 21 de ani, pilot de planor, a fost rănit în urma aterizării forțate a aparatului de zbor pe care îl pilota deasupra municipiului Deva. Evenimentul s-a produs ieri, cu puțin timp înainte de ora 19, iar aterizarea a avut loc pe un lan de lucernă din apropierea gării Deva, la câțiva kilometri de aerodromul Săulești, de unde a decolat și ar fi trebuit să se întoarcă. Pompierii detașamentului Deva au acționat cu autospecială de descarcerare și cu ambulanță SMURD, dar la fața locului s-a aflat și o ambulanță a serviciului de ambulanță județean Hunedoara. Totodată a fost prealertat și elicopterul SMURD, dar în urma evaluării medicale s-a stabilit că nu mai este necesar sprijinul aerian. După extragerea din cabină, salvatorii au acordat pilotului rănit primul ajutor medical, iar după finalizarea protocolului, l-au transportat, conștient și cooperant, la unitatea de primiri urgențe a spitalului din Deva pentru acordarea asistenței medicale de specialitate. În urma aterizării forțate, bărbatul, care se afla singur în cabina de pilotaj, a suferit fracturi la membrele inferioare, dar la spital, în urma acordării asistenței medicale de specialitate, se va stabili exact starea de sănătate. Cauzele aterizării forțate urmează să fie stabilite în urma cercetărilor care vor fi efectuate de către instituțiile abilitate.